fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Atunci când venim la adunare, dragii mei, trupurile noastre, ființa noastră, trebuie să o aducem ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Și să nu ne potrivim cu chipul viacului acestuia. Și spune cuvântul să vă prefaceți prin înnoirea minței. Fie ca Duhul Sfânt să ne înnoiască mintea noastră și gândurile noastre și rugăciunile noastre să fie, dragii mei, înălțate lui Dumnezeu. Și Domnul să privească înspre noi, înspre jertfa rugăciunii noastre cu drag. Amin. Vreau să citesc din Psalmul 116. Haideți să citesc și să ascultăm întreg Psalmul 116, după care ne plecăm pe genunchi, dragii mei, și ne rugăm lui Dumnezeu. Și ne rugăm, dragii mei, ca noi să fim niște oameni care să trăim prin credință și această credință să se dezvolte în ființa noastră. Citesc cuvântul 116 Psalmul. Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Avem noi această credință, dragii mei, că Domnul ne aude glasurile noastre, cererile noastre? Aici este puterea credinței, dragii mei. O făgăduință care Domnul a spus că dacă se vor ruga doi sau trei și vor cere un lucru, Domnul le va da. Să avem credință așadar. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășurasele legăturile morții și mă apucasele sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Ce lucru frumos! Ce mult ne dorim ca și noi să obținem această mântuire a sufletului nostru și nădăjduim în această făgăduință, dragii mei. Aceasta este, de fapt, credința adevărată a omului Dumnezeu. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate, fiți foarte atenți, fără răutate, deci să biruim răul prin bine, dragii mei, să nu avem răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele din cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Și fiți foarte atenți, versetul 12. Și cred că ar trebui ca și noi, în această dimineață, să ne punem această întrebare pe care și-a pus-o psalmistul în versetul 12. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? O întrebare genială, dragii mei, pe care noi trebuie să ne-o punem și să ne-o punem în viața noastră. Și El dă răspuns. Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juriințele făcute Domnului și în fața întregului popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, că sunt robul Tău. Robul Tău, fiul roabei Tale. Și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Și fiți foarte atenți, o hotărâre a psalmistului, o hotărâre care trebuie și noi să ne o luăm în aceste vremuri și aceasta se poate doar prin credință. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire. Suntem, dragii mei, dispuși ca în această dimineață, în rugăciune care urmează, să aducem Domnului o jertfă de mulțumire. Amin. Pentru multe binele pe care ni le-a făcut Domnul. Și spune că și voi chema numele Domnului. Interesant. Vom chema noi prezența Domnului, numele Domnului, peste adunare. Amin. Amin. Fie ca această prezență a Duhului Sfânt în mijlocul nostru să aibă loc în această dimineață. Și al treilea lucru spune că îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Și încheie. Lăudați pe Domnul. Amin. Ce frumos lucru! Fie ca în această zi, dragii mei, închinarea noastră să fie o închinare plăcută și noi să lăudăm pe Domnul din toată inima noastră. Nu uitați, prin credință, în numele Domnului Iisus Hristos avem această șansă, amin, o oportunitate deosebită, dragii mei, în numele Domnului Iisus
să ne rugăm lui Dumnezeu pentru multe binele pe care le-a făcut pentru noi. Ne plecăm pe genunchi și cu toții chemăm prezența Domnului peste noi. Amin.